Ornamentele de pe stâlpii de iluminat din municipiu și ghirlandele au fost aprinse în Roman încă de pe 1 decembrie, dar surprizele luminoase vor continua la mijlocul lunii, atunci când se vor aprinde și luminile din părculețul din fața primăriei Roman. Până în acest moment, numai puțin de 1,5 km de ghirlande au fost montate pe străzile din oraș, cele mai multe pe 85. Ghirlandele și ornamentele au fost realizate la platforma primăriei Roman. Amplasarea figurinelor pentru iluminat ornamental pe străzile din municipiu, 750 de figurine au fost amplasate pe mai multe străzi din municipiu și 1500 de metri liniar de ghirlande luminoase, traversări între stâlpi pe Bulevardul Roman Mușat, pe E85. Dacă în prima etapă s-au aprins luminițele de pe străzile centrale și cele care se bifurcă din străzile centrale, pe 18 decembrie, cu ocazia carnavalului de Crăciun, va fi aprins și iluminatul ornamental din piața Roman Vodă. Lucrează în piața Roman Mușat pentru a aprinde iluminatul ornamental din piața Roman Mușat de la primărie în data de 18 decembrie, cu ocazia carnavalului de Crăciun. În acest moment, autoritățile locale fac și ultimele pregătiri pentru toate manifestările tradiționale de iarnă. Carnavalul de Crăciun va deschide șirul acestora, iar pe 18 decembrie, pe lângă spectacolul susținut de liceele din oraș și parada costumelor, pe scena care va fi amplasată în centrul municipiului, vor evolua mai mulți artiști locali, dar și trupa Heaven. Autoritățile locale urmează ca până la finele săptămânii să stabilească și ce invitați vor susține concerte în seara de Revelion în centrul municipiului.